ca atel, ca și sportiv, ca și profesionalist, ca și ce vrei tu, ia și judecă-l tu unde a greșit. N-ai să-i vezi o greșeală. Nu, frate, a avut curaj, s-a bătut. S-a dus direct, s-a dus direct la tântită, două, păi la, băi, tot respectul. Da, nu aveți, că multă lume văd că zice de ea, cu băgați-l cu Golden Boy, cu Yamato, cu, băi, fraților. Ăștia fac mici copii, bă, dar n-ai cum. Băi, da, auzi, dar oprește dracu comentariile astea, să nu mai poată comentarii. Da, mă, oprește comentariile. Aline, oprește comentariile. Aline, oprește, frate, comentariile, da, mai bine. Dacă, să, dacă vrea să se uite, se uite lumea, dacă nu, să plece de aici așa. Da, mă, că vorbește toată lumea și vorbește numai urât. Iar, știu, care vreți să comentați, dați că doi trandafiri înseamnă da, un trandafiri înseamnă nu. Ascultă, deja cereți prea mult lui Iancu, de felicitări. Păi, dar să facă și un sfert din ce a făcut ăla, sau din ce ai făcut tu, sau din ce a făcut Marcu, sau din ce a făcut Yamato Zaharia și după aia, după aia să vorbesc. De pe margine nu știi că e ușor să vorbești? De pe margine e ușor după să luptă, vorbești. După luptă, mulți vitese, tăticule, păi ce ai făcut? Vulpea când ajunge la Stugu, zice că iac. Păi da, exact, exact, așa e, frate. Așa fac și eu după 18 ani de box și toată lumea, dar ce mă, că nu știu cum, că nu știu ce, că nu știu cum și nu știu ce. Și voi mâncați dacă vedeți ce e în spatele meu și prin câte treci și cât de greu e, frate, habar nu aveți, habar nu aveți. De-aia tot timpul câinii la tău o să merge. Exact, câinii la tău o să merge. Bravo, bă, Micula, bravo, bravo. Lasă-i, mă, da, cu nimeni nu înțelege și să faci banii greu și să, în fine, lumea te vede într-un Rolls Royce sau într-un Lamborghini și mamă ce bine duce. Du-te, dracu, mai tu și i-am stresul, i-am problemele și după aia pune-le într-o balanță și vezi, bă, se merită, nu. Era negru ăla care zicea asta, dacă știi, cu asta, cu Rolls Royce-ul. Dacă mă vezi într-un Rolls Royce sau un elicopter sau așa, să nu mă judeci, că nu știi prin ce am trecut ca să le am. Lumea crede că toată lumea se îmbogățește, nu știu, crede că pică, nu știu, ăștia care credeți că... Dar să facă și ei, Victorie, să facă și ei, frate. Dar ce, am oprit-o să nu facă? Păi tocmai, faceți-mă și voi, ăia de înjurați și ziceți că, bă, dar voi n-ați realizat nimic, faceți-mă și voi. Dacă voi credeți că sunteți mai buni... Stai să spun una directă, ei n-au realizat nimic, dar știi ce am realizat noi restul? Că-s niște proști, mă. Corect. Eu n-am văzut un om, păi un om citit, un om bogat, mă, să stea să comenteze. Dar când văd că toată lumea dă în omul ăsta, dar ce aveți, mă, cu el, mă? A stat voi nopțile, a stat voi pe live, voi de noapte și zi. Bă, frate, vezi că nu-i ușor. Victorie, mă, jur că nu-i ușor, mâncața, și că uite că nu suntem mult pe TikTok, Alin știe. Bă, e greu tare de tot, mâncați să te ții să stai aici. Fă și TikTok, mai fă și pe lângă, fă și o casă la familie, fă-le pe toate și după aia judecă. Bă, dar nu trebuie. Aline, câinii latră, ursul merge, frate. Câinii latră, ursul merge. Tu fă-ți treaba că-ți spun eu. Bă, Aline, îți promite fratele tău, nu te întreabă, bă, nimeni dacă ai de mâncare în casă, dacă ai ce da la fată, dacă ți-e greu, nu te întreabă, bă, nici dreacu. Decât măta cu tactul, atât te întreabă și nevasta. În rest, nimeni nu te întreabă. E greu, frate, să mai găsești prieteni adevărați. Sunt câțiva, dar care ai, frate, apreciază-i. Dar în rest, frate, crede-mă, ăștia care vorbesc pe aici, numai nu te lua, frate, după nimeni. Bă, nimeni, mă, frate, nu o să vină să te întrebe absolut nimic. Absolut, numai tu știi prin ce treci, numai știi tu câte faci în fiecare zi, câte zile dormi, câte nu, și sau orice faci tu zi de zi, prin câte treci. Yeah. Doar tu știi, frate. Asta nu te mai lua, frate, după lume. E foarte simplu. Cine vrea să intre în ring, în cușcă, să vadă cum e. Că la televizor e foarte simplu. Da, mă, să vezi cum e bătaie, să vezi cum e pumn, frate, să vezi cum ești cu ochii umflați de acolo. Păi vezi cum e pe primul pumn. Te doare capul, mă jur pe familia mea, frate, vin de la antrenamente sau vin de la meciuri, bă, mă doare capul, frate, mă doare capul. Câteodată nu mai sunt coerent în vorbire, câteodată poate, nu știu, frate, sunt de la pumn. E la greu, mă, frate, e greu. Și sufli sânge pe nas, de la chiar. E greu, frate, e greu tare de tot. De vorbit e ușor, sau să arăți cu degetul, sau să judeci. Noi, e mă, ușor. Dar tu oricine intră acum din ăștia care comentează și după primul pumn știi ce o să zic, că, mamă, cine m-a pus să vin aici? Uite-te, mă, cum mi s-a făcut gamba, eu am tot piciorul umflat tot. Ia uite. Păi da, mă, frate, seama, dacă ți s-a făcut așa cum mi s-a făcut la seara cu Buscu, de păi piciorul ăla, a dat el în tine, s-a lovit tot. Ai dat două picioare. Ai dat de două ori cu piciorul.
și... Păi, eu știu pe cine vreau să văd, Victor, știi pe cine vreau să văd? L-am prins în bazin, chiar aici în bazin, dar nu știu cum... Alin, Alin cu Ferrari, băi. Nu, mă, ce dracu, băi. Show, mă, frate, e un show. Nu, mă, să înceapă și alții de pe TikTok, să mai iau că dracu, să vadă ăștia bă, care comentează. Știi, mă, frate, că nu poți să pui, nu poți să pui nei ca nimeni, Victorie, că nu, te, nu cere lumea. Da, dacă nu merge cineva care... Să bat cap în cap tot, să mă... Dacă nu merge între prieteni, că știi și tu, prieteni ca la sparing, dar după primele câteva lovituri mai tari, vezi că intervine Uza, știi și tu. Da, da, da. Băi, a fost o provocare pentru mine, am stat în mijlocul ringului, am stat la bătaie, am fost pistă, bravo, nu? Ție, mă. Bravo, mă, ție, aici. Bravo, de la mine ai bravo pe șmecher, nu ești nici măcar amator, tu, mă, tu n-ai o zi de box, tu nu știi ce e ăla box. Tu te-ai dus, îți spune fratele tău că nu știi, că dai tu 2-3 pe acolo, dar nu știi. Dar nu e o jignire, să nu înțelegi greșit, tu nu ești bun, tu ești bun aici, pe altele. Fiecare are jobul lui, frate, asta nu e o insultă, fiecare are jobul lui. Dar tu, bravo ție, frate, ai avut curajul să te urci în ring, ai avut curajul să te duci acolo în ring. Da, mă, hai, mă bat. Care? Nu sunt boxer, nu sunt... N-am făcut în viața mea o zi de box, dar mă duc în ring. Ăsta înseamnă curaj, ceea ce mulți nu înțeleg. Toți merită tot respectul care au intrat în seara asta acolo, pentru că și-au... Băi, chiar respect pentru toată lumea și... Și au încercat să facă ceva ce nu pot să facă în fiecare zi, știi? Și au încercat să iasă din zona de confort. Și foarte bine ați făcut, toți. N-am avut o zi de sparing. Deloc. Ce dracu aia sparing, mă? Ce m-am ghetat? Sparing e când te bați. E un meci real. Îți explic eu. E un meci real. Hai că știu, mă, glumesc și eu, ce dracu. E antrenament. E un meci real, dar amical. E amical, da. Deci ne batem, dar ne batem prietenește. E antrenament. Nu te bați, că nu există prietenie, Victorie. Nu există în ring, nu există prietenie. Jos ești prieten, când te-ai urcat în ring, nu mai ești prieten, ești dușman. Cu oricine, nu ai mamă, nu ai tată acolo, nu mai e nimic. Așa e sportul, frate, dar nu e... Când te-ai dat jos de ring, sunteți frați. Dar în ring acolo nu mai este, frate, că așa e viața. Așa i-am zis și lui băiatul ăsta. Băi, mă credeți că m-a sunat și mi-a zis... Băi, Aline, mi-a fost frică rău de tine. Eu n-am crezut că să-mi fie frică așa. Eu am fost tare în gura. Păi normal, mă, că lumea nu înțelege până n-ajunge acolo și s-a închis gardul de la cușcă. Nu înțelege, sau când ai urcat până urci în ring. Crede că e așa, vejeală. M-a sunat și mi-a zis, mam, că capă mine la primul punct că mi l-ai prins. Când mi-a dat piciorul ăla, a zis, am simțit că nu mai, că levitez și nu mai simt piciorul. Că l-am mutat când a dat un picior. Îți dai seama ce-o simțit nebeul ăla, cum dracu. Nici voi ce auzi, ci că îmi ziceau băieții pe aici. Mi-a fost frică, nici nu, de-abia mă aștepta să sune gongul, să scap și pula mea. Băi, cine vrea, mă, mergi Victor cu Alin, mă, Victor cu Alin. No. Sunteți de aceeași categorie, frate. Sunteți de aceeași categorie amândoi. Ce dacă ne lovim bută în bută, stăm și povestim ceva și suntem la gală? Ce dacă mă bat cu Alin? Îmi puși ca limona, eu nu mă știu bate, mă. Dar nu știe, mă, nimeni. Bă, frate, ăsta e un show, mă, frate. Sunt show, astea sunt show-uri, frate, pentru oameni. Ăsta e show, dacă îmi fute vreun pumn în cap de... Ce? Păi să știi că sunt, mai poate vorbi... Bă, astea se pot vorbi și înainte, frate. Să știi că se fac, uite, eu am văzut aici, frate, se fac foarte multe, se vorbesc dinainte, băi, o lăsăm mai ușor, ducem 4 runde, 5 runde, 6 runde, nu mă omori, dăm așa, dăm și noi la mișto, poți să dai, bine, cine știe, poți să dai lovituri ca și cum se duc, se dau, dai foarte tare, dar nu dai tare. Dai în viteză, dar nu lovești tare. Le ceri niște chestii complicate. Da, sunt niște chestii complicate, da, la voi e mai greu, că nu... Dar dacă te duci un pic la sală, fratele, poți... Nu, e, dar vezi că s-au antrenat, uite, Andy s-a antrenat, Gianni s-a antrenat, Camara s-a antrenat, la Iulian Pătea s-a antrenat. Bă, frate, bravo lor, mă, ei n-au fost sportivi, nu sunt, uite, nu sunt sportivi. Mie mi-a plăcut... Iancu, sau cum ai zis că-l cheamă? Iancu, nu? Da. Mi-a plăcut de Iancu, frate, uite, s-a bătut de la... Am văzut ca să... Da. Eu nu știu ca sportiv, nu e o jignire, deci, nu știu ca nu sportiv. E sportiv. Păi, frate, nu e sportiv. El e băiat crescut la țară, a dat cu sapă, a dat cu toate astea, cum sunt oameni de la țară. Nu, dar nu știu, frate, nu știu, dar nu e o jignire. Doar zic că a avut curaj, s-a dus, s-a bătut. Bravo, băi, frate. Păi știi și tu, Marcu, că inima, te naști cu inima de luptător. Nu poți să o antrenezi în sală oricât vrei. Corect. Așa este. Corect. Da. Ce-ai făcut, Victor? Ai ieșit?
Nu mai e. Da, eu chiar scuze în față la toată lumea care poate pe cel mai probabil v-am dezamăgit, nu am antrenament, nu sunt smart 2, eu am intrat... Păi n-ai de ce să-ți cer scuze, mă, frate, că nimeni nu înțelege și lumea o să râdă până o să intre și o să încerci odată. Când o să încerci odată și o să vadă cum e acolo, o să înțeleagă prin ce ai trecut tu, prin emoțiile prin care ai trecut tu, că eu știu mai bine de câte ori ai venit și m-ai zăpăcit de cap pe unde m-ai prins, cu ce să faci, cum să faci, cum să-l iei. N-ai dezamăgit, mă, frate, pe nimeni. Stai liniștit că n-ai dezamăgit pe nimeni. Ăștia care vorbesc, să fie la ei acolo. Am simțit huiduiala din public. Deja nu mai huiduia lumea pe el, că fugeam în huiduiala. Intră pe el, făceam. Ai mei, Antononi spunea, dacă ți-ai pierdut calmul și ai fugit după el, îi faci jocul, tu ești regele, ți-l joacă după cum joci tu. Păi să intre și imaginea în ring, e simplu. Vă pup, băieții. Salut, Bogdan. Felicitări, Alin, pentru meci. Nu mai băga cum e trei în seamă vocile rele. Ai făcut ce ți s-a spus foarte bine. Mi-a zis, tu ești regele, tu ești Stalin, iei centrul ringului, de acolo nu te miști. Dacă intri în jocul lui, te bate grav, pierzi meciul și o să rădă tot internetul de tine, ce-a mai în a doua repriză. Foarte bine că ai ascultat instrucțiunea. Prima repriză mi-a zis, nu te lua capul, să nu te ia capul, să nu te ia nervii, primești o lovitură, dă-o dracu, nu contează, rămâi calm, nu ai casa aline. Dacă îi faci jocul și fugi după el, ăsta e sportiv de mic copil. Boșcu e sportiv de mic copil. Face, e ca dublu campion. Am înțeles că e campion mondial la dansuri. N-ai văzut, face 70 de flotări pe minut, are 2 ori pe cap. Eu profit de faptul că sunt greu și știu dacă îi dau un ciocan, îl scot în circulație. Ai înțeles? Din fumez foarte mult, te abată tot, știi ce zic? Da. Ficat nu mai am. Știi ce e bine, Alin? Că ai simțit și frica în a doua repriză, ai zis. Da, ai simțit cu frica. Da, imediat, pentru că i-am zis noi ăștia, bă, încerc să mă duc după el tare, că m-am simțeam gaz, simțeam adrenalină și gaz, o aveam în a doua repriză. Și ăștia mi-a zis, Aline, știi, exact așa mi-a zis, m-am dus la fel, băi, îl bag. Mi-a zis, dacă îi faci jocul, te bate. Deci o să fii de pișul internetului. Tu ești regele, stai în mijloc. Tu ai venit să te bați, nu să fugi, mi-a zis. El dacă fugi, alegerea lui, tu stai în mijloc. Da, băi, Aline, îmi fac bagajul că dimineață în 2 ore plec în Tunisia la un campionat, mă duc acum la farmacie să-mi iau bandaje.